Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing, sunt Claudiu Cazacu și mă bucur să ne auzim. Ca de fiecare dată, discuția noastră include doar opinii despre piață, nu recomandări. Suntem atenți la efectul de revier, care amplifică niște riscuri oricum prezente în piețele financiare și, de asemenea, trebuie să reținem și faptul că uneori este posibil să am expunere pe instrumentele discutate și voi comunica acest lucru. Bun, cum arată piețele? Propun să discutăm despre lira sterlină, pentru că avem date acum de curând. Observăm o linie de trend ascendentă spartă în această sesiune și reacția din piață ne arată ce s-a, în ce sens s-au publicat datele de, la, de acum de inflație. CPI 2,5% în încetinire față de 2,7%. Producer price input la intrare, vorbim despre un indicator, bine, o să apară, crede și la noi în calendar, producer price input ar fi un minus 0,1% lunar, se aștepta un plus 0,3% și core CPI de asemenea încetinire, deci aproape pe linie, mai puțin PPI output, care a fost mai sus, atestă o încetinire a presiunilor inflaționiste. Deci, o șansă mai restrânsă de majorarea dobânzii în mai. Să nu se facă această majorare, m-aș îndoi. Dar prima reacție este una nefavorabilă. În general, o piață care a fost mai puternic susținută pentru o vreme este și cea care este vulnerabilă atunci când apar dezamăgiri. Iar lira sterlină a dus-o destul de bine. Eu nu m-aș fi așteptat neapărat la aceste cifre și aș fi văzut poate o perioadă de oscilații, dar chiar o continuare în cele din urmă a tendinței ascendente. Un lucru care acum este cumva pus în discuție. În restul sesiunii nu mai avem date importante din Marea Britanie. Există însă aspectul destul de complex și cu ramificații variate legislative și nu numai al ieșirii din Uniunea Europeană și conform unor materiale recente în Camera Superioară a Parlamentului Britanic se va discuta astăzi un aspect legislativ ce ar putea forța premierul britanic să păstreze Marea Britanie într-o uniune vamală. Dacă o astfel de legislație este trecută, înseamnă o limitare puternică a marjei de negociere a premierului britanic, deși cred că businessul, așa cum s-a poziționat anterior, nu ar fi deloc nemulțumit. Până la urmă, însă, e greu de calculat efectul indirect. Adică, dacă nu cumva duce la o erodare a sprijinului politic, pentru că Theresa May a reușit să aibă sprijin în cele din urmă, ar putea spune târâși grăpiși, dar până la urmă s-a ajuns până aici și din partea unora care doreau o variantă mai severă de Brexit. La prima vedere, astfel de informații ar fi pozitive pentru business, pozitive pentru lira sterlină. Eu aș argumenta că nu este clar neapărat rezultatul dacă vorbim de un asemenea vot. Aș bănui că e ușor mai probabil ca lira să se aprecieze, dar sunt de părere că riscul de a vedea un scenariu invers este destul de pronunțat și nu neapărat pentru că ar fi un buy the rumor, sell the news, ci pur și simplu pentru că interpretarea diferitelor grupe de participanți în piață ar putea fi diferită, ar putea fi la mare distanță. În Statele Unite mai avem, în primul rând, niște declarații ale unor oficial Fed, Dudley la 10 și un sfert și Qualls la 11 și un sfert și raportul Beige Book la ora 9. Un raport care este o colecție de evaluări
calitative și nu neapărat cantitative ale diferitelor districte regionale care compun sistemul federal. Și se vor monitoriza cel puțin două aspecte, evoluția economiei și cred cu o notă pronunțată de atenție la salarii, la ceea ce se întâmplă cu salariile și, în al doilea rând, tendințele prețurilor, inflația, cât de pronunțată este ea. E o predicție, aș spune, pe care am mai făcut-o acum câteva, deja pe care o mențin de câteva trimestre, că inflația revine și că la un moment dat cred că va depăși țintele dorite de către Banca Centrală. E, cu cât inflația este mai pronunțată, cu cât economia este mai puternică, se așteaptă un răspuns mai hotărât din partea Băncii Centrale, deci mai multă credibilitate pentru încă trei majorări de dobândă anul acesta. Și asta ar însemna un aspect pozitiv pentru dolarul american la ora 9. Este posibil să se întâmple asta? Cred că da, cred că e variantă, o variantă ușor mai mai pronunțată decât cea de tip nefavorabil. Ieri, date din industrie, am văzut atât un grad de utilizare a capacităților peste așteptări, deși în încetinire față de 78.1 anterior. 78.1 ar fost oricum o creștere puternică, deci faptul că am dat puțin înapoi 0.9 este atât de rău. Producția industrială 0,5% lunar, peste așteptări și date bune în piața imobiliară, autorizații de construcție și locuințele nou începute. Deci, în principiu, vorbim despre lucruri favorabile în cazul acestor date macro și probabil că se va cuprinde în raportul Beige Book și această susținere pentru economie furnizată de pachetul fiscal. De asemenea, ieri Evans vorbește despre creșteri graduale, patiently raising interest rates in absence of inflation, deci o majorare răbdătoare a ratelor de dobândă, deci nu prea întărește scenariul încă trei majorări, dar să vedem cum evoluează efectiv inflația. Am avut și pe calls ieri, cred că este de reținut aici faptul că acesta are o poziție în ceea ce privește reglementarea băncilor și ideea de stress test pentru bănci a pierdut mult din importanță și din atenție, acum că lucrurile s-au liniștit. Dacă vom vedea o perioadă mai volatilă economic, importanța acestor teste de stres va crește din nou. Și ceea ce e interesant este că Fed-ul se gândește, prin vocea lui Quarles, să lase băncile să comenteze testele de stres. Cu alte cuvinte, să ai posibilitatea de a răspunde. Ca în anumite site-uri din noua economie, fie că e vorba de închirieri, fie că e vorba de vacanțe sau de alte aspecte, utilizatorul poate să comenteze și la fel furnizorul de servicii poate să răspundă. E un dialog și se merge spre transparență în ideea de a construi o imagine cât mai cuprinzătoare. Și cred că e o idee bună. Asta nu are un impact iminent în piață, însă noi ne propunem să înțelegem cât mai mult din ce se petrece. Bun. GBP/USD este aproape în cădere liberă deocamdată, cel puțin pe un H1 și 1,42 ar fi un nivel rotund de suport relevant, a zice. Nu obligatoriu să reziste. 41,71 și 41,55, urmate de 41,43 sunt nivelurile de suport. Rezistență aș lua minimele anterioare, 42,35 sau 42,68, urmat de 42,82. Bun. Pentru EURUSD e mai greu de detectat mișcarea puternică. Dolarul s-a întărit în această dimineață, a pierdut ulterior teren. E ceva diferit față de ce vedem pe dolar index, unde mișcarea pro-dolar este destul de limpede. În
Statele Unite, iarăși schimbări de poziție. Președintele Trump pe Twitter pare a nu mai lua în considerare acum reintrarea în acordul TPP. Dar cine poate să știe despre ce este vorba cu adevărat? În schimb, o primă de risc sau mai degrabă un cost de risc pe care suporta dolarul pare să fi diminuat pentru că anumite raportări din presă și chiar lor de poziții oficiale sugerează că a existat o discuție la înalt nivel între președintele nordcorean și Statele Unite, anume chiar șeful CIA. În plus, în Corea de Sud au apărut de asemenea discuții despre cum s-ar negocia o încetare a războiului între cele două. Știți că Corea de Nord și Corea de Sud au de fapt un armistițiu, nu s-a încetat efectiv încetarea războiului. Bun, mai sunt câteva lucruri de reținut, între care sezonul raportărilor, care a oferit ceva vești bune, dacă ne gândim la Goldman Sachs și poate să fi ajutat dolarul american, și există un plan al liderilor republicani din Congres pentru a vota înainte de alegerile midterm, care sunt în noiembrie, o modificare a legislației fiscale pentru a face tăierile de taxe care sunt temporare, a le face permanente. Deci pentru rata de 21% maximală pentru corporații. Și alte câteva aspecte, e destul de stufos programul. Conform teoriei economice, impactul pentru economie este mult mai puternic dacă nu ai un termen definit de încetare a unor măsuri de stimulare. Poate că și asta joacă un rol favorabil în cazul dolarului american. În Europa o să avem Final CPI și Core CPI, 1,4 respectiv 1%, se așteaptă la ora 12. În principiu însă euro nu este la fel de vulnerabil față de lira sterlină, ceea ce sau ca lira sterlină, ceea ce e normal având în vedere diferența de date. Acolo am avut date foarte, foarte proaste. Aici nu sunt schimbări importante. Ieri, totuși, țevul a fost sub estimări și aș aduce în discuție și faptul că un institut IMK, mi se pare că este prescurtarea, dar nu mai rețin, care era titulatura completă, sugera că indicatorul său e un institut care monitorizează politica macro, că indicatorul său care ar putea indica recesiune a trecut în zona medie, zona portocalie. Cu alte cuvinte, dacă în câteva luni nu vedem o îmbunătățire a indicatorilor, atunci probabilitatea de recesiune în Germania a crescut. Ce ar însemna asta pentru Europa, pentru piețele de capital și chiar pentru România? Ar trebui doar o secundă să ne gândim, să ne dăm seama că nu ar fi deloc bine. Noi avem niște politici deocamdată care par a lua foarte relaxat ipoteza unor încetiniri în Europa de vest. Dacă se vor produce și noi suntem cu cheltuielile și cu stimularea economiei foarte la niveluri ridicate, atunci o să ne fie mai greu să ne repliem și riscul unei reacții abrupte în economie de tip criză ar fi de luat în calcul. Să sperăm însă că Germania își revine, pentru că de Germania depind și alte state europene, depind și bună parte din exporturile noastre. EURUSD nu se sperie deocamdată de aceste elemente și, din potrivă, chiar are o ușoară tendință ascendentă. 23,74 ar fi rezistentă și 23,82. În orice caz, euro e mai bine poziționat de a beneficia de o eventuală slăbiciune redescoperită a USD-ului. Până una alta, dolar index arată bine și eu aș da un pic de vot de încredere dacă reușim să închidem măcar o oră, dar preferabil 2 ore, două candlestick-uri de câte o oră, peste 89,37. Dacă o facem, cel puțin o tendință ascendentă a EURUSD ar fi limitată, dacă nu chiar reversată. Însă, ceea ce este ciudat este că văd un potențial ușor favorabil și pe dolar index și pe EURUSD. Îmi
Rezistența ar fi peste 23,82 la 23,90, ulterior 24 și 1,24,13. Suportul la 23,48 și 23,36, mai jos 23,23. Bun, deci nu văd surprize mari în legătură cu inflația, cel puțin pe seama așteptărilor actuale. Dolar yen este într-o modestă corecție, un pic de sentiment favorabil riscului în Asia, ne-a dus ceva mai sus. Rezistența este la 1738 și pare ușor, ușor predispus la alunecări, dar în cele din urmă, cred că, deși am spart linia de trend, totuși, mai degrabă vorbim de o dinamică modest ascendentă pentru acest instrument. Pe aur, în momentul de față am aceeași expunere de zile trecute, tot favorabilă. Aurul este interesant pentru că un dolar mai puternic și discuția acesta cu Corea de Nord nu au dus la corecții importante. Să fie teama de inflație, să fie așteptarea raportului Beige Book, să fie altceva, să fie teama de un proces de impeachment al lui Trump. Cred că sunt de explorat ambele variante, însă, deocamdată, aurul rămâne destul de bine susținut, având în vedere contextul din alte piețe. Suport la 1342, dacă sparge linia de trend, care e pe la 1341, acum avem 1337 și 1332 rezistență. Suport, rezistența la 1349, 1350 și 1352. Pentru petrol, după o corecție scurtă, vedem din nou o redresare și asta este mai degrabă un semnal favorabil pentru piață. Vedem de asemenea o teamă față de eventuale afectări ale fluxului de petrol, deci pe partea de ofertă, în timp ce datele API au arătat scăderea stocurilor cu 1 milion de barili până la 428 de milioane. Pe termen scurt, 67-62, cred că este o rezistență ușor vulnerabilă. Dacă depășim 68 59 orientativ ar fi următoarea. Suportul pe la 65-60, datele de la 5 și jumătate, din punctul meu de vedere, cu toate scăderile de raportate ieri, nu sunt obligatoriu să fie extrem de bune. Văd poate mai degrabă o apreciere reziduală a cotațiilor. Bun, US 500, bursa americană, aici am acumulat ieri o expunere favorabilă, am renunțat la ideea descendentă. Pentru o vreme, suntem în zona 61.8 și nu am depășit-o în mod clar. Poate că un grafic daily ne ajută mai mult. Spuneam că unele raportări au fost bune. Goldman Sachs a avut o creștere de 38% a veniturilor pe partea de equity, de piețe de bursiere, iar câștigul pe acțiune 6,95 față de 5,58. Deci, nu departe de 30% mai sus față de așteptări. Sigur că în zona 69 se întâmplă multe lucruri. Deocamdată ne-am lansat și observați, într-o singură zi am mers din retragere de 50 la cea de 68. Dacă astăzi totul merge bine, probabil că mergeți către 77. Dacă nu merge bine, probabil că am coborât către 2693 și asta într-un scenariu benign, după care ulterior vorbim de un 2678. Graficul nu ne arată prea multe lucruri decât o așteptare. Am putea spune că tehnic nu dă semne de nerăbdare pentru a se întoarce la linia de trend. Dar, în general, trebuie să existe niște argumente și atunci deschiderea bursei americane, raportările care mai vin până atunci, cele care vin după închidere sunt iarăși relevante. O să avem date din medicină, Abbott Laboratories, date tip pre-market, de asemenea la Morgan Stanley și US Bank Corp și foarte multe raportări după închiderea pieței, deci pe futures după 11.
se vor simți, inclusiv Alcoa și American Express. Un loc bun de a monitoriza aceste raportări am furnizat linkul în felul ăsta questions de la Nasdaq. O să pun și pentru a se vedea pe înregistrare, deci acesta este. Sunt, bineînțeles, nu toate companiile, dar există și alte calendare. Mie îmi place foarte mult acesta, chiar dacă nu cuprinde toate companiile. Se încarcă repede, e eficient, e ușor de înțeles. Aici este pre-market quotes, after hours quotes și sunt structurate numărul de estimări și așa mai departe. Bun. Deci, aș spune că piața prevede sau mai degrabă speră la un rezultat favorabil. Elimină deocamdată influența aspectelor care pot să crească volatilitatea. Este o situație care nu cred că va dăinui la nesfârșit. US 30 e un semn vizibil, este un instrument care arată destul de clar că neliniștile de tip comercial au un efect. Anumite componente ale sale sunt afectate, inclusiv de creșterea prețului unor materii prime, ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei. Aluminiul a fost pe creștere destul de mult în ultima vreme. Nu știu ce a mai făcut recent, dar tendința sa a fost una ascendentă, ceea ce înseamnă costuri mai mari pentru anumiți producători. Da, iată că în continuare la un maxim multianual, se vorbea de vreo 7 ani. Deci, vorbim despre anumite companii care suferă în urma deteriorării relațiilor comerciale. Dar chiar și US 30 este pe trend ascendent încă. 817 și 25.000 de puncte sunt niveluri de rezistență, suport la 694, 624 și linia de trend undeva spre 600. Sub acesta vorbim de 224.081. Pentru US 100, recuperarea a fost destul de consistentă. Ieri sugeram să fim atenți la amplitudinea mișcărilor, pentru că acesta ar fi fost nevoie să recupereze consistent pentru a nu reprezenta un drag, o frânare a evoluției viitoare, și recuperarea ne-a dus din zona 41.4 aproape de 69. Deci a fost o creștere importantă, 140 de puncte, aproape 2%. Acum încă pe creștere, dar iată o zonă delicată aici pe la 6.867. Săptămâna viitoare, dacă rețin bine, o să avem raportările Facebook și acelea vor fi foarte intens urmărite. Facebook se pare că are nefrutat niște procese, unele destul de cu potențial de a fi destul de costisitoare. Bun. Bursa germană, creștere până unde? Până la 650 și la 2 pași de 667. Deci în zona vârfurilor anterioare, aici s-a oprit deocamdată. Văd o opinie, ce frumos a corectat DAX-ul. E o claritate a analizei tehnice uneori. Dacă vorbim despre același lucru, s-ar putea să vorbim despre... sper că avem același lucru în minte. În momentul de față este un canal de trend ascendent, aș spune, dar o zonă delicată. Dacă aici începe un pic de slăbiciune, vorbim despre 538 sau chiar 470 și asta nu ar schimba foarte mult trendul. Deci o coriție de 120-130 de puncte ar fi uzuală și acceptabilă în cadrul acestui canal de trend. Abia peste 667 și mai ales la închidere daily, cred că vorbim de o schimbare a sentimentului. Deci, dintr-o dată, ziua de astăzi devine importantă, mai importantă decât zilele trecute. Am avut într-adevăr creștere, am avut sentiment optimist, dar ce se întâmplă? Suntem în zona superioară a unui range de unde urmează să revină vânzătorii sau ne putem lansa către noi aventuri ascendent? 733 ar fi rezistența următoare dacă spargem totuși 667 și apoi 848. Bursa americană arată decent, dar cea germană ne face atenți la un risc de corecție pe termen scurt. Pentru a merge mai sus, cred că ar fi nevoie de rezultate mult, mult mai
puternice din partea companiilor, ceea ce înseamnă mai degrabă aliniate cu surprizele Goldman Sachs față de așteptări plus 30%, ceva în genul acesta, plus 20, plus 25, plus 30% față de estimările revizuite. Dacă vedem așa ceva în medie sau pentru foarte multe dintre companii, chiar cred că ar fi de ajuns pentru a continua ascensiunea. Altfel, unii ar zice, ok, am avut toată această mișcare, a fost o corecție raportată la evoluția anterioară descendentă și aici este un nivel de retragere de asemenea, da? Nivelul de 50%. Așa că cred undeva mai spre închiderea bursei americane ar fi cazul, dacă vrem să rămânem optimiști, să fim undeva peste 667, chiar cu indicele cotat futures pe bursa germană. Dar bineînțeles, pentru direcție, mai degrabă ne uităm la US 500. Pe termen scurt, ar putea avea nevoie de un pic de pauză și un pic de odihnă. Nu arată chiar extraordinar în prima fază. Bun. Cred că e cazul să discutăm despre leu 4,65. Acum pare aș mai pierde puțin din entuziasm, dar în linii mari nu vorbim decât de oscilații în jurul lui 4,65. Datele referitoare la șomaj au arătat de fapt, ocuparea forței de muncă 63,9% plus 2,3 puncte față de anul anterior. Deci stăm destul de bine aici. Problema ar fi, cred, nu gradul de ocupare a celor care au rămas în țară, ci a faptului că mulți dintre cei care erau specializați și energici tineri sunt în alte țări, lucrează și susțin sistemele de acolo. Și asta se va vedea în viitor. Bun. Cred că am atins punctele esențiale. Ne uităm în această seară la stocurile Beige Book, la 5,5 stocurile de benzină. Avem date în Canada, decizia privitoare la rata de dobândă se așteaptă o menținere, 1,25%, dar întotdeauna e relevant să ne mai uităm și la fluxurile de știri. Iată datele de inflație, 1%, CPI ex-food și energie 1,3% și fără alte componente, deci cred că acesta este corul, ar fi 1,4%, deci confirmarea așteptărilor pe linie. Și iată o veste despre Lagarde. Christine Lagarde, șeful FMI, are o poziție în general constructivă în legătură cu monedele virtuale și vorbește de abilitatea acestora de a inova în sector. Nu se opune cu totul acestora. Mulțumesc pentru atenție, o zi reușită în continuare și mult succes! Pe curând! La revedere!